Bună dimineața și bine v-am găsit! Veste nouă vă aduc vouă în această cafea de după. 66% dintre absolvenții de liceu s-au înscris la bacalaureat. Restul, cam o treime dintre ei, nu s-au înscris. Păi și aia care s-au înscris degeaba. Restul, 30%, au rămas acasă. Au rămas să facă ce știu ei mai bine, ce au învățat ei pe online. Ba un pocăraș, ba un pariu, ba un videochat. Repetiția este mama învățăturii. Mergeți și învățați să luați bacul cu 10, că dacă luați 10 la bac, intrați gratis la Untold. Bine, plătiți 100 de milioane cazare. Unde? Ni, pe mehedinți, bineînțeles, Untold. O să fie mișto, o să fie frumos, o să fie, nu-i pericol. Deci s-a făcut un experiment la Opera Națională Română din Cluj-Napoca. A fost prezentată opera Faust, concert după pandemie, concert în urma căruia doar unul dintre cei care erau în sală, doar unul s-a infectat, s-a virusat cu COVID. Vă 10-15 au fost virusați de virusul operei și și-au făcut abonament. Veniți la spectacole, 23 iunie, de la 8 seara, pe terasa Columbus Cafe în Oradea și pe 24 în terasa Flex de la Arad. Acolo vă aștept. Până atunci, bem o cafea bună. Cristinela, Ovidiu, Florida, să rămână mult. Mulțumesc pentru cafea. Refuzăm vaccinul. Nu știu câte sute de mii de doze de vaccin au fost refuzate, că românii nu mai merg la vaccin. Și acum e vară, scălduri. Ce să facem? Să folosim frigiderele? Să ținem vaccinul în ele? Nu, domne, frigiderul e făcut pentru bere. Dacă românul are bere rece, nu mai contează că e vaccinat sau nu e vaccinat. Haide să fim serioși, domnilor. Haide să fim serioși. Duminică, undeva lângă Timișoara, o să fie o vaccinare în lanul cu lavandă. Să faci și un selfie în lavandă, ci că acum la modă e lavanda în lanul cu maci. Bă, cum se schimbă preferințele. La început era la modă să-ți faci selfie în lanul cu floarea soarelui, după aia în rapiță, lavandă, la gunoaie, în București, nu-și face nimeni selfie. Că a mai sosit vreo 100 de tone, au mai sosit vreo 100 de tone de gunoaie la graniță și au fost date înapoi. Păi avem și noi gunoaiele noastre. Apropo, neanelui Iliescu, ești bine? La 31 de ani de la mineri, de la mineriadă, ești bine, neanelu? După 31 de ani, ești ok, încasezi pensie, ești liniștit, nu s-a întâmplat nimic. Numărul morților care au fost la mineriada a întregit numărul celor care s-au sacrificat pentru libertatea noastră în decembrie 1989. Celor care nu le pasă, să le fie rușine. Noi atât avem datoria să o spunem cu tărie și cu fermitate. Trebuie să condamnăm ce a fost nasol, ce a fost rău în trecut. Că de-aia în prezent nu merge prea bine. Robert Sighiartău l-a comparat pe Ludovic Orban cu Nicolae Ceaușescu. Eu să fiu în locul Orban, ar zice mersi. Nu știu cum rezistă Rareș Bogdan. Rareș Bogdan a zis că are nervi întinși la maxim. Nu cumva să-i pleznească un nerv, că scoate o batistuță și se pudrează după aia și pe nas. Nu știu ce să zic, ci că Orban e mincinos. Ludovic Orban a zis că de la anul, din ianuarie, alocațiile copiilor din România se măresc cu 20%. Câți au zis că nu se mărește nicio alocație până în 2023, pentru că avem nevoie de solidaritate și... Bă, dă-te, dracu, îți banii copiilor. Și-o câte? Dă banii la copii! Nu vezi că tăte se scumpesc, carne o să se scumpească cu 25%, nu mergeți pe calea turzii, cu 25% o să se scumpească carne. Toate se scumpesc, la noi ce ieftină? Bălăcăreala și politica. Scumpiri peste tot. Mai bem o cafea bună de pe mymiecoffee.com din Florida. Mulțumesc, Cristinela și Ovidiu. Noroc că ne mai uităm la meci. O agenție din Iran care a transmis meciul, primul meci de pe Arena Națională din București, meciul dintre Austria și Macedonia de Nord, agenția iraniană a precizat că meciul s-a desfășurat la București, în Ungaria. Păi, dar eu știu, au dreptate și eu știu unde e Iranul. Păi, vorba ardeleanului. Iran sau Irak? La ce? Soacră mea nervoasă, a pierdut Ungaria, 3-0 cu Portugalia. Harom nulo, Iștenaldio, meg, ce, bă, nu-i bine. Dar uitați-vă că așa te mai uiți la un meci, mai privești o partidă, mai trece viața, mai generația de aur supărată, adică nu supărată, mai mult presa a zis că cei din generația de aur, în loc să fie la zona VIP, în zona VIP, au fost trimiși la tribuna a doua. Cine era la VIP? Orban, Barna. Ce înțelege Barna dintr-un meci de fotbal? Cine
Anca Dragu se uitau acolo din tribuna VIP la fotbal. Hagi Gică Popescu se pupau cu suporterii și își făceau poză. Asta înseamnă să fii valoare. Ăștia din politică, efemeri. Da, cafeaua să meargă. Vorba lui Ronaldo. La o parte, agua, beți cafeaua. A? 4 miliarde. Cu 4 miliarde au scăzut acțiunile companiei Coca-Cola după ce a dat badogul de cola la o parte, sticla de cola la o parte, Cristiano Ronaldo. Poate i-o fi făcut Sprite, o ofertă. Sau frații Micula de la European Drinks. Nu mai beți Coca-Cola, beți Adria. Nu vă mai țin, urmează rusalile, până luni suntem liberi, superstiția, aveți grijă să aveți un cățel, dacă nu, cățel puternic, cățel de usturoi la voi. Dacă aveți cățel de usturoi în buzunar, nu se apropie nimeni de persoana proprie, persoana voastră. Fiți ca să rămâneți singuri, da? Mă rog, ne descurcăm. Săptămâna viitoare ne vedem. Petrecere frumoasă, grătare, sfârâială, dar să nu uităm. Mergem înainte că ne duce trotineta. No servus.